Micuții karateca de la clubul sportiv Okado Hunedoara au făcut cinste orașului după ce s-au întors cu 9 medalii de la campionatul european Shotokan Escu, desfășurat weekendul trecut la Timișoara. Am participat la primul nostru campionat european. Ții să menționez că noi suntem un club relativ tânăr, avem aproape 2 ani de zile de când s-a înființat. Și după cum vă spuneam, am participat la acel campionat european unde rezultatele au fost peste așteptări. Avem un campion european, Vasile Daniel, la Cumite, ceea ce ne bucură nespus, un vicecampion, Sfăt Sergiu, și am mai reușit să mai câștigăm încă 7 medalii de bronz. Deci am fost cu un efectiv de 9 sportivi și am câștigat 9 medalii. Rezultatele sunt neașteptate, toată lumea se uita la noi cu interes, cu curiozitate, nu ne știau, de acum încolo ne știu toți, suntem extrem de bucuroși și sper să fie numai începutul acesta. După cum știți, a fost un campionat european, campionat european Shotokan Comisia Escu, campionat greu, au fost 9 țări, ne-am descurcat de minune, după cum vedeți în spatele nostru, copiii medaliați fac deja poze pentru presă, ne-am descurcat excelent. Pot să spun, avem un campion european prin Vasile Daniel, primul meu sportiv care a dobândit centură neagră și primul care s-a situat pe un podium la campionate europene. Restul de copii, ireproșabil mișcare pe tatami. Am și pierdut meciuri, am și pierdut finale, dar ce ne interesa cel mai mult, ne-am depășit condiția de sportivi și sperăm ca în viitorul apropiat să avem viitori olimpici în Hunedoara. Sportivii au reușit să învingă cluburi de renume de pe întregul continent, atât la proba de kata, lupta cu adversari imaginar, cât și la kumite, lupta directă cu un adversar, unde Vasile Daniel a atins excelența prin medalia de aur la categoria cadeți 70 de kilograme. A fost un concurs foarte frumos și foarte greu, cu adversari foarte bine pregătiți. Am reușit să iau locul 1 din fericire. În finală am căzut cu un adversar foarte bine pregătit din lotul național chiar. Am reușit să câștig meciul și am luat locul 1. Datorită acestor rezultate remarcabile, micuții karateca au fost premiați de către președintele și antrenorul clubului, din care fac parte, cu o diplomă, o medalie, precum și cu premii în bani. Clubul Okado Hunedoara a reușit să cucerească astfel Europa pe podium urcând fiecare membru al echipei prezente la competiție.